esista. Pentru că eu mă simt foarte bine eu cu mine însă. Vorba. Brândușa ne-a transmis un mesaj cât se poate de clar și de emoțional. Să iubim. La un moment dat, sufletul țipă. Depinde de tine dacă alegi să țipe frumos sau să deranjeze. Eu am ales, iubește. Ăsta e mesajul Brândușei, care, iată, pe cât de mulți ne-a adunat astăzi aici. Doamnelor, domnilor, este un moment mult așteptat de Brândușa. A visat mult la el. Și uite, de la un vis s-a ajuns la o realitate. Astăzi, prietena noastră, un om pe care îl prețim cu toții foarte, foarte mult, își lansează o carte de poezii și nu o carte despre protecția copilului. Așa cum mă întreba ieri dimineața la emisiunea Prima Oră maestrul Mihai Bunzaru Pim, când a auzit că este invitat la această lansare de carte, a întrebat: "A, Brândușa a lansat a scris o carte despre protecția copilului?" Și am zis: "Nu, de data aceasta Brândușa a scris poezie." Dar poate nu e o idee rea să scrie ceva și despre protecția copilului. Am tot scris. Pentru că, slava Domnului, are ce povesti despre activitatea ei atât de îndelungată și de frumoasă în acest domeniu, despre campaniile ei atât de frumoase, despre care foarte, foarte mulți dintre voi știți. Eu am calitatea de Marius Gabor. Și de acum îl rog pe dumnealui să povestească mai mult. Să vin acolo. Foarte bucuros că Brândușa are atât de mulți susținători. Pentru că este foarte important pentru ea în această zi pe care, mult sigur, nu va uita niciodată, nu-i așa, Brândușa? Sigur. E prima ta lansare și importanța e familia lângă tine, prietenii, colegii de muncă. N-aș vrea să vorbesc foarte mult despre conținutul cărții, pentru că am aici niște specialiști care abia așteaptă să vă spună ce conține această culegere de poezie. Vreau doar să vă spun că am colaborat foarte bine cu Brândușa. Am avut tot timpul o corespondență zi de zi aproape. Am făcut preselecție la poezie, selecție, ne-am concentrat pe aceste poezii care au apărut în carte. Ceea ce vreau să mai subliniez și țin foarte mult acest aspect este că ar trebui să admirăm curajul de care a dat dovadă. Pentru că vă spun că și eu am scris carte și mai sunt aici colegi invitați de Brândușei care au scris și știu ce înseamnă să scrii o carte. Nu este deloc ușor și trebuie să ai o anumită doză de nebunie să te expui, pentru că practic astăzi Brândușa a deschis o ușă către sufletul ei, o ușă în care nu poate controla din nefericire, să zicem, deși eu am tendința să dramatizez un pic. A intrat cumva în gura lupului, dar eu cred că se va descurca foarte bine. Eu cred că este, vă mai repet încă o dată, este de apreciat faptul că a avut acest curaj să se expună și pentru lucrul acesta eu o felicit și
Îi doresc să aibă succes și vă mai spun în premieră că pregătim și un volum de proză. Mulțumesc tare mult, să dau cuvântul. Voi sta la masă, tocmai pentru... S-a spus la început că de ce nu o carte despre protecția copilului și că această carte de poezie ar fi cumva ceva din afara acestei sfere. Dar, de fapt, sunt cel puțin contigue cele două domenii, pentru că le unește iubirea, nu? În ceea ce privește volumul de față, apărut la editura Teba din Gura Humorului, este o culegere de versuri de dragoste, fapt enunțat fără echivoc, pe un ton cât se poate de direct, încă din titlul său, Iubește, verb la imperativ, semn peremptoriu că iubirea este cuvântul de ordine din acest tom. Brândușa Sorina Bialy încearcă prin acest volum să transmită o serie de sentimente, de stări pozitive și să mulțumească astfel oamenilor care i-au stat alături. Mama, tatăl, prietenii apropiați. Opul debutează chiar cu poemul Iubește, care cuprinde aspecte demne de apreciat în viață, fiind adus un elogiu lucrurilor aparent mărunte. De fapt, aici, după părerea mea, este și cheia acestui volum. Spre exemplu, autoarea ne atenționează asupra bucuriei de a putea începe o nouă zi. Citez: dansul zorilor prin nopți ce întorc visul dimineților. Am încheiat citatul. În tot cazul, autoarea ține să ne arate că esența vieții constă în liniștea inimii și putem face abstracție de vacarmul din lume dacă știm să ascultăm tăcerea și în același timp să ne situăm, aș spune, dacă îmi permiteți să mă exprim așa, pe verticala lucrurilor mici. Cineva spunea că e după pădurea în diversele sale ipostaze și așa mai departe. Și totul, bineînțeles, sub cupola iubirii. Iată o cheie care ar putea conduce la înțelegerea vieții. Versurile din acest volum sunt marcate de senzorial, acesta fiind asociat cu elemente naturale precum lupul, pădurea, văile. Sunt versuri de iubire în care există o osmoză a omului cu natura. O citez. Ți-am prins în păr petale de rugă temătoare, iar tu te-ai dezvolut. Întâlnirea acelui în urmele de ceață, în apa ploii, în freamătul pădurii coapte a îndrăgostiților. Și am rătăcit, afirmă autoarea. Aceste versuri subliniază condiția tragică a omului, încearcă și reușește să surprinde cu mijloace zbatul interior pe care îl trăim pe tot parcursul, există emoțiile în expresii și imagini lirice, din care transpare un îndemn ontologic major. Iubește. Să o lăsăm liberă să-și ia zborul, ne purifică și ne înalță sufletul. Prin urmare, să ne bucurăm împreună. Ion Mureșan, cunoscut, cred, de toți cei care sunt iubitori de poezie, spunea în acest sens că poeții... Mulțumesc! Redactor șef Andrei. Cum vedeți, n-am venit cu mâna goală. M-a dus două lucruri importante. O să spun câteva cuvinte, Brândușa, chiar dacă te-am rugat să nu o fac. Mie nu mi-a zis. În primul rând, am să vă explic de ce sunt aici. Pentru că titlul acestei cărți te incită. Într-o perioadă în care cuvintele de ordine sunt înjură, protestează, împotrivește-te, demonstrează, ia-i capra vecinului, iată că normalitatea te șochează. O invitație la iubește lucrurile și oamenii e o invitație de la care nu puteam lipsi. Și îți mulțumesc în primul rând pentru titlu. Așa cum am spus atunci când am primit invitația, aș vrea să văd și cartea. N-am reușit să o citesc toată, dar am răsfoit-o. Și am ajuns și eu să iubesc o poezie. Și chiar dacă v-a supărat pe foarte mulți oameni,
subiectiv, iubesc această poezie pe care vă rog să-mi permiteți să o citesc. Am urât trandafirii. Am urât trandafirii galbe, pe nedrept, doar pentru că atârnau stingheri în pieptul tău. I-aș fi vrut de un roșu aprins, să-mi simtă sufletul. Am urât pe nedrept florile oferite de diletanță. Vă mulțumesc! Și tot în diletanță, vă mulțumesc pentru momentul. Eu cred că știați de poezia asta, de aia n-ați adus la trandafir, să nu vă riscați. Într-adevăr, doamna Adriana Dascălu-Bulina are de dreptate. Îmi place să cred că mă regăsesc printre prietenii Brândușei Bialei. Ne știm de ceva ani de zile, însă trebuie să recunosc, chiar dacă ne știm de ani buni, nu știam că este și îndrăgostită de versuri. O felicit pe această cale, de fapt am felicitat-o și cu ceva vreme în urmă, când încă nu era apărut volumul în forma tipărită. Merită toate aprecierile noastre, din partea mea, pe ale mele personale le are. Apropo de ceea ce scrie, n-am să vorbesc eu foarte mult, fiindcă colegul meu, Alexandru Ovidiu Vintil, a făcut-o foarte bine. Eu, de altfel, nu sunt poet, nu sunt critic literar, așa încât am să vorbesc mai degrabă despre eveniment și despre faptul de a scrie poezie. Un eveniment precum cel de astăzi s-a mai repetat cu ceva vreme în urmă și pentru acest lucru îl felicit pe Marius Gabor și, bineînțeles, pe domnul primar Ursaciuc, că aici, la Gura Humorului, atunci când se organizează lansări de carte, se fac nu numai cu simț de răspundere, dar chiar cu, ca un adevărat eveniment. O sală mai mult decât arhiplină, nu? Se stă și în partea cealaltă a ușii. Înseamnă ceva. Înseamnă mulți prieteni alături de autoare. Înseamnă mulți prieteni care apreciază atât autoarea sau autorul, cum a fost vorba data trecută când era Marius Gabor în prim plan. Și înseamnă să aprecieze și cartea în sine. De această dată, poezia Brândușei Bialei. Cât privește mesajul transmis, am să încerc să citez câteva versuri din cele pe care autoarea le-a scris, le-a adus în atenția noastră și, practic, și-a deschis inima în fața noastră. Oricum, pe această cale, felicitări pentru curajul avut. Iubește în pasiuni, cu cuți de căpșuni. Iubește-i pe nebuni, încătușați în minuni. Vedem la Brândușa Bialei, ceea ce, de altfel, trebuie să recunosc, se întâlnește mai rar în ziua de astăzi, prima. Mai rar găsim poeți în ziua de astăzi care să fie atât de atenți cu versurile pe care le scriu, nu doar ca mesaj, ci și ca rimă. Și pentru a încheia, fiindcă toți suntem în preajma sărbătorilor pascale, o altă strofă din aceeași poezie. Iubește din seară în dimineață, pânză de viață. Iubește nebun, din Paști până în Crăciun, un om bun. Brândușa Bialei. Mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, este un eveniment. Nu credeam că la Gura Humorului se adună atâția oameni pentru poezie. Acum câteva săptămâni, Brândușa a venit pe la liceu și mi-a zis că vrea să publice o carte. M-am uitat lung la ea, nu știam ce se întâmplă. Și mare minune, cartea e scrisă în libertate. Într-o perioadă când vedem că producțiile apar în... Atunci avea emoție Brândușa, acum am emoții eu. Cu permisiunea dumneavoastră, am să mă așez acolo. Și am să încerc să vă spun câteva lucruri din postura de om așezat. De mult nu mi s-a întâmplat să citesc un volum de poezie cap-coada. Pe ele...
e un moment de confesiune acum și vă spun sincer că nu e așa. Un volum cu titlul Iubește. Un imperativ care se vrea un imperativ pentru noi toți, dar și un imperativ pentru sine. Pentru că poeta din stânga mea, prin acest volum de poezie, încearcă să se definească pe sine, să se caute printre cuvinte și să pună sens în sentimentele ei. Am descoperit în acest volum de poezie o poetă copil, o poetă adolescent, o poetă mamă, o poetă fică, o poetă dominată de eros și voluptate și, înainte de toate, un copil sensibil. Cred că meseria domniei sale își pune în mod explicit amprenta pe ceea ce scrie. Am să spun, Brândușa, că e sub semnul modernismului. Poezia ei se încadrează în direcția mai largă a modernismului. Poezie cu accente expresioniste, impresioniste. Am regăsit ecouri în poezia religioasă, cel puțin din Paul Claudel, în confesiunea de dragoste, se simt inflexiunile lui unui Federico Garcia Lorca, iar în poezia meditativă, religioasă, se simte parcă influența lui Rainer Maria Rilke. Acum, Brândușa, s-ar putea să-mi spună, n-am nicio treabă cu bărbații ăștia, crede-mă. Și eu sunt de acord cu ceea ce... Și eu sunt de acord. E adevărat. Numai că se pare că noi atunci când facem poezie, ne raportăm la o matrice culturală. Și suntem produsul unei societăți, a unor sentimente colective și creăm într-o anumită matrice și aș putea să spun, într-o anumită dimensiune stilistică. Dona. Iubește în pasiuni cu gust de căpșuni, iubește-i pe nebuni încătușați în minuni, iubește păduri și piscuri și fluturi, iubește nori și dealuri și câmpuri, iubește țărmuri și cețuri, iubește flământ când sfânt dintre cer și pământ, iubește o poveste cu iubiri din rândul întâi, iubește un măr, iubește nebun din Paști până în Crăciun, un om bun. Naturii simfonie, iubește o pagină goală cu povești de dinioară, iubește o rugă ce în domn te închina, iubește un prunc ce în noapte și în zi la sânt doar știi să-l ții, doar tu știi să-l ții, iubește dansul zorilor prin nopți ce întorc visul dimineților, iubește un vers pierdut în cum vrei, dar iubește. Frumoasă poezie. Am ținut să citesc în întregime această să fie absolută. Dragostea de mamă, cred că una dintre cele mai frumoase iubiri pe care poate să le cunoască ochii copila mea, să poți vedea dimineața. Deschide ochii copila mea, să poți iubi toată fața. Mergem la o altă tubulatură. Sărut. Doar ție, Doamne, îți dedic din timpul cel nesocotit, doar ție, Doamne. Doar ție, Doamne, mă închin sfios și-ți cer iertare. O poezie de mare sensibilitate. Brândușa Biali și despre cartea ei, Iubește, primarul din Mănăstirea Cumorului, domnul Constantin Moldovan. Mulțumesc! Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, mă bucur că văd atâți oameni frumoși aici, mai ales că eu mi-am propus, am zis că până la vârsta asta să reușesc să găsesc un om de o ținută morală ireproșabilă, care să zâmbească, care să nu jignească niciodată și în sfârșit l-am găsit și a ieșit o epigramă. O epigramă care se numește Un om și sună așa. Știu un om
ce nu jignește nici acasă, nici pe stradă, orice îi face îți zâmbește, este omul de zăpadă. Acum, eu sunt convins și cred cu tărie că există încă oameni iubitori de frumos, dovada sunteți dumneavoastră, oameni care doresc să facă bine, oameni animați de cele mai frumoase gânduri și cum unul din acești oameni este în dreapta mea și se numește Brândușa Bealii, voi începe prin a o felicita pentru curajul de a publica un volum de versuri scrise, un volum de poezii scrise, după cum mi-a mărturisit, în aproximativ 3 luni de zile. Nu este deloc ușor să călătorești printre metafore dacă nu ți-e prieten cuvântul, dacă nu respecti limba în care scrii și dacă nu transmiți un mesaj pentru cei mulți sau puțini care te citesc. Sunt onorat că am fost invitat să vorbesc la această lansare în fața atâtor oameni de cultură, în prezența unui public cunoscător și iubitor de poezie, în fața unor oameni care înțeleg că actul creației presupune în primul rând dăruire. Înseamnă să dăruiești și mai ales să o faci necondiționat. Înainte de orice, după părerea mea, Brândușa ne dăruiește cu sensibilitate versuri pline de candoare, în care s-au rostogolit lacrimile despărțirii premature de părinții pe care i-a venerat, versuri în care se adresează cu emoție bărbatului iubit, versuri în care natura moare într-un poem pentru a reînvia în imediat următorul. Ea știe de asemenea să se joace printre rânduri, plimbându-ne prin anotimpuri, de la munte la mare, de la deal la câmpie, spărând cu roa dimineților neîmplinirile și trecând peste trăirile mărunte ale celor meschini pentru a alege calea care duce spre lumină. Ceea ce trebuie însă, după părerea mea, neapărat de scos în evidență în acest debut editorial, este îndemnul pe care îl regăsim încă din titlu și care continuă apoi pe parcursul întregului volum. Chemarea la iubire. Îmbrăcându-se în credință, colorând venirile și plecările, îmbrățișând speranța în puterea binelui, autoarea reușește să ofere cititorului, așa cum și-a propus, bucăți de suflet, într-un țipăt frumos, la capătul unei călătorii vegheate din cer de către cei care îi vor fi întotdeauna aproape. Și pentru că i-am promis Brândușii că voi citi aici câteva din poeziile sale, mă voi ține de cuvânt și mă bucur că antevorbitorii n-au atins niciuna din cele pe care mi le-am propus. Te caut. Te caut în soc, în fân, în tei. Te caut rătăcind prin anii mei, prin anii tăi. Te caut privind nostalgic în sus, spre același apus. Te caut deși nu auzi foșnet pe subduzii rotunzi. Te caut printre foi, cu patru foi. Te caut printre acei inocenți copii cu care azi împărțim amintiri. Te caut pe alei ce duc spre nicăieri. Te caut în ochiți verzi, prin râuri repezi, prin roiuri de fluturi, da, prostie. Ai văzut? Lumea râde, lumea plânge, lumea suspină. Cam astea sunt efectele poeziilor tale, cel puțin până acum. Și îți mulțumim foarte mult pentru asta. Nu-ți dau încă cuvântul, să știi. Pentru că l-aș dori nu, eu la el acolo, da? Și despre cartea ei, nu știu dacă ai putea să o citești, dar măcar despre ce se întâmplă astăzi, de acum, aici, pentru noi și pentru prietena noastră, Brândușa Sedi. Ceea ce se întâmplă astăzi aici este
ceva minunat, pentru că de aici de față suntem o adunare întreagă de prieteni care am dat dovadă de faptul că ne pasă și am dat dovadă că știm să iubim și că ne pasă de acest sentiment, cumpărând o carte care are în titlu Îndemnul Sacru și Sfânt Iubește. Da, din ceea ce am auzit, această carte este minunată. Ar fi frumos să o citiți, pentru că este una din puținele cărți care în secolul vitezei mai revelează un adevăr atât de sfânt și de veșnic precum iubirea. Indiferent la orice fel de iubire ne-ar sta gândul acum, aceasta se regăsește, am văzut, și aceasta este celul principal. Iubește pentru a fi iubit, iubește dacă vrei ca întregul univers să te iubească și iubește pentru a-ți face prietenii. Nu sunt doar îndemnurile Scripturii, sunt îndemnurile poporului român care spune că dacă faci bine, găsești bine, rău faci rău, găsești bine, faci bine, găsești. Așa că haideți să facem un bine și să cumpărăm o carte extraordinară de poezie de dragoste. Iar în foarte rău, câte unde și o așteptăm și pe cele vreo. Sebi, cu cât că plătești brândușa? Asta te pune director de vânzări. Cartea Vrândușei apare și sub auspiciile acestei campanii. A început cu o altă prietenă de-a noastră, Luminița Aldea. O să salutăm, îi mulțumim mult de tot că a venit. Și ne bucurăm foarte mult că, iată, dovedim că nu e nebunie să ai curaj. Nicoleta, te felicit, a fost ideea ta să pornești această campanie. A fost ideea noastră? E, nu, a fost ideea ei! Te rog! Mersi! Bună ziua! Nu mă așteptam să apar în fața dumneavoastră, de asta vin de la serviciu. Sunt alături de Prândușa pentru că lucrăm împreună de foarte mulți ani. Eu am venit în direcție din anul 2000. Și nu am fost atât de apropiate neapărat, până când nu am pornit împreună niște acțiuni dedicate copiilor. Astfel încât în 2013 am pornit o campanie care s-a numit Dăruind vei dobândi și prin acea campanie am realizat faptul că există foarte mulți oameni care își doresc să ajute, cărora le pasă. E nevoie doar de un îndemn. Iar noi am continuat. Eu mă simt absolut onorată de faptul că am atâtea prietene, deocamdată prietene, poete, prozatoare, scriitoare. Am început cu Luminița Aldea și am stat nopți întregi împreună cu Prândușa, gândindu-ne la campania Cultura Unește Bucovina, cum să facem să o ajutăm pe Luminița, pentru că a meritat și merită în continuare să citiți cărțile, vă îndemn. De asemenea, mai am o prietenă foarte bună, scriitoare, Petronela Prepeliță, de aici, din Gura Humorului, pentru care vă felicit, aveți niște oameni minunați aici, în Gura Humorului. Și nu mai spun de Sebi, care cred că el a pornit, de fapt, acest tăvăluc. Pentru că Prândușa l-a descoperit prin echipa mobilă de la Gura Humorului, prin acești oameni minunați care au lucrat cu Sebi și s-a pornit așa un fel de tăvăluc, pentru că Sebi scrie absolut minunat, pentru că este deja un om minunat, este desigur în evoluție, dar este un om mai om decât mulți alții. Și iată că apare la suprafață, cred că așa un curent
dincolo de toată nebunia ce se întâmplă, există o evoluție spirituală, iar eu am participat la această evoluție a Brândușei, pentru că am fost alături de ea, pentru că i-am citit primele poezii, pentru că am încurajat-o și mi-a venit tot timpul în minte un lucru. Nu mă pricep să apreciez poeziile cuiva, dar am reținut de la maestrul Pim, care este în sală, și cred că trebuie să mulțumim Domnului că avem o asemenea personalitate în județul nostru. I-am ascultat odată discursul și a spus că atunci când ceva te emoționează, înseamnă că este artă. Aceasta am constatat în primele poezii ale Brândușei. M-au emoționat. Și atunci am considerat că merită să o încurajez și să meargă mai departe. Ceea ce a făcut Brândușa este extraordinar. A avut un curaj nebun să schimbe atât de mult în ea și să ofere celor din jur ceea ce are mai bun și mai pur în ea. Îi mulțumesc pentru asta. Să fac parte din această atmosferă. Sunt și eu un atom în atmosfera asta. M-a emoționat și asta este arta prieteniei pe care am prăștiat-o. Acum, fără să vreau, îi întorc o petală de floare Nicoletei Daneliuc. Am participat la multe acțiuni și alături de doamna Brândușa. Lucrez într-un domeniu care, numai când te gândești ce suflete întâlnesc și suflete care au nevoie de protecția unor oameni ca ei, te emoționezi. Este arta de a iubi, ars amandi, pe care o știm de la romani. Și vreau să vă spun că n-am citit cartea, mi-au plăcut interpretările pe care le-au dat versului George, Ioan Nelu, și am să citesc și o carte normală și poate am să și ilustrez cartea. Să știți că pentru mine cea mai plăcută și emoția mea se transfigurează în niște linii, în niște combinații de simboluri și atunci pot să-i arăt autorului cam cum ar fi, eu știu, dacă el ar fi fost pictor sau ilustrator de carte. Și asta este o formulă prin care un artist îți impune cumva ție la un modul al tău de gândire artistică, te provoacă. Îmi plac provocatorii, oamenii care știu să fie sinceri. Până la urmă, arta, dacă nu-i sinceritate, e ca și în iubire, ce-i frumos titlul. De la Păunescu n-am mai întâlnit așa un îndemn, el avea Iubiți-vă pe tunuri. Era puțin propagandistic la vremea aia, pentru că era o campanie națională. Dacă țineți minte, Ceaușescu dorea prin anii 81-82 să ia premiul Nobel pentru pace. Și atunci a anunțat el urbi et orbi că România nu mai alocă bani pentru arsenale militare, România este țara păcii. Atunci Păunescu a scos cărămida aia neagră mare, Iubiți-vă pe tunuri, știți? Și cam ăsta e imperativul. Adică lăsați conflictele, iubirea este raiul pe pământ. Și sufletul Brândușii este un rai care, iată, e plin de mirezme și sebi. Îmi place cum vorbești. Sebi vorbești ca un băiat mare. Timpe nepregătite, dar vreau să vă spun că i-am cunoscut foarte bine părinții pe Brândușa, atât pe Laurențian, chiar de când era domnișoară. Am participat împreună la cursuri și era atașată de domeniul culturii, cât și pe tatăl Brândușei. De fapt, suntem colegi de generație. Mă bucur că am ocazia să o felicit din toată inima și mă bucur că sunt astăzi aici și mi-amintesc cu mult drag de părinții ei pe care i-am cunoscut foarte, foarte bine.
Mult succes în continuare. Și mulțumesc. Bună ziua, chiar e o surpriză absolută. Am venit la Zburdalnica și Năstrușnica Brândușe, eu fiind o tiză a numelui ei. Din păcate însă, un pic mai tânără decât ea, cu câțiva ani doar. Tot o persoană sensibilă, întrucât am păstorit în limba română vreo 40 de ani, cât nu știu dacă are Brândușa ca vârstă, ca viață, deci mai doar atât. Spuneam că la Năstrușnica Brândușă, deoarece copil fiind, într-un cartier îngrijit din gura humorului, așa cum sunt toți acești oameni, de aceea sucedeancă fiind, n-am mai plecat din gura humorului niciodată, am rămas aici și probabil că aici o să ni se odihnească și sufletul. Colegă, prietenă cu fiul meu, un singur copil, familia minunată, Ulici și cu noi, bineînțeles, cu părinții, cum spunea Costel Logigan, și Mihai, fiul meu, cu Brândușa și Flavius. Năstrușnica Brândușa era, bineînțeles, doar printre băieți, capul răutăților. Poate că Flavius ar fi fost mai liniștit, dar ea era cea cu ideile. Flavius se vede în spate, confirmă. Mulțumesc prin ridicare de mână. Vreau să vă spun că am avut anul acesta o bucurie supremă să o cunosc pe Ștefana. O ființă delicată ca o căprioară, așa cum e Brândușa, așa cum era Brândușa, pe care nu putem să o omitem astăzi. O fetiță de o finețe extraordinară, de o mare sensibilitate și mai rar pentru zilele noastre, cu foarte mult bun simț. Este rodul iubirii celor doi. La fel, doi copii minunați, părinții Ștefanei. Și mă bucur din tot sufletul că astăzi sunt aici. Era cât pe ce să ratez ocazia dacă nepoții mă convocau din nou la București. I-am spus că nu-i promit că vin. M-a întrebat dacă vă trec la cuvânt. Nu, nu-ți promit că nu vreau să te încurc. Dar uitați-vă că mă bucur din suflet că am putut să fiu astăzi aici. Poezia nu este, din fericire, uitată într-o lume în care spiritul mercantil ne-a învăluit cu totul, din păcate. Nu pot să trec cu vederea aici în sală un om mare, un om de o mare sensibilitate. Mare, ziceți cum vreți. Luați-l cum vreți. Nu pot să nu-l salut pe Nicu de Răuș. După atâția oameni valoroși și oameni deosebiți, apare și să vă aud de toată lumea. Țineți microfonul mai aproape un pic. Mie am emoții. Da. Și dacă mi se face rău? Vă asistă doctorul Răuși. Imaginați-vă o zvietie de copil. Vine la școală și întinde mâna cu o floricică învățătoare. Astăzi mă cheamă să vorbesc. Ce să-ți spun, Brândușă? Că te iubesc. Te iubesc mult și sunt mândră și cel mai frumos mulțumesc pe care poți să-l dai unui dascăl este să spui iubești. Bună, bună ziua! Da. Mi-a făcut o Brândușă. Și de ce ne-ați la mine? Cealaltă, nu știu unde este. Da. Dar să știți că sunt primul care am luat cartea și cred că am mână bună. Este că am luat-o primul. Am luat-o primul și am, de obicei am mână bună. Și la cărți. Așa că nădăjduiesc ca după ce a deschis, a spart gheața Sebi, rugându-vă să faceți o faptă bună, eu nădăjduiesc să nu ajungă cărțile de acolo. Să nu ajungă la această sală atât de puține să fie. Sau atât de mult doritori, mulți doritori de poezie să fiți.
Până am luat-o ca să citesc. Citind, înainte de a se strânge lumea în sală, mi-am și notat niște lucruri. Acum, bine, nu toate sunt în notă foarte laudativă. Dar nu înseamnă că sunt în notă, cum să vă spun, contrară sau disonantă. Ci mai degrabă completează. Fiindcă eu am o convingere. Că totdeauna doi oameni, când comunică, respectiv în momentul ăsta comunic cu Brândușa și cu dumneavoastră, dar suntem două persoane, nu? Pot face în două feluri comunicarea. Ca doi zidari care pune unul o cărămidă și altul încă o cărămidă, peste cealaltă și încă una, și se ridică un edificiu pe care cei doi se ridică împreună și privesc un orizont, sau pot să nu comunice și să construiască stupid, unul punând o cărămidă, celălalt arzând un cot și punând trei deodată ca să îl copleșească, apoi dărâmând celălalt ce a pus ăsta, este un zid foarte strâmb, anacod, dar zidul se ridică adesea între cei doi. Față de edificiul pe care se ridică cei doi spre a privi orizontul, împreună, a doua variantă este o variantă disonantă. Se ridică un zid între cei doi, pocit și nu se întâmplă nimic. Ce mi-am notat eu, dar nu mi-am notat ca să, dar până la urmă voi spune. Nu mi-am notat ca să vorbesc, mi-am notat ca să vorbesc ei. Mi-am zis cândva o să vorbesc Brândușei, cândva, nu mult mai încolo, să-i dau un telefon, zic, hai să povestim. Acum, fiindcă a fost și o învățătoare aici, învățătoarea ei, pe care o pomenește cu mult drag și am uitat în ce a scris și a postat pe undeva, pe ceva, eu nu le-am cu Facebook, dar era, am găsit. Cred că acest cuvânt, acest îndemn, iubește, este un îndemn care momentan, în simțirea Brândușei, este cantonat pe o anumită orbită. La un moment dat, profesorul Checheriță spunea că găsim aici și Eros, mulțumesc, poți vorbi și fără, găsim și Eros, găsim și Agape, la un moment dat. Ei, mai sunt încă două forme ale iubirii în concepția vechilor greci. Era și filia și mai era și storghe. Deci, cele patru forme ale iubirii sunt iubirea. Auzindu-l pe profesorul Chiriță vorbind despre două, îndrăznesc să subliniez că din volum transpar astea două. Iubirea erosul și iubirea pentru ceea ce înseamnă calități. Calități omului. Ea caută omul. Caută iubirea. Dar am găsit multe referințe aici la pădure. A citat unul dintre antevorbitori un vers pe care atunci mi l-am notat, poate că mi l-am notat atunci pe loc. Cumva, că mă regăsesc prin pădure sau ceva în felul ăsta. Mă spuneți cum a zis? Vedeți, suntem din generația care își poartă ochii în buzunar. Îl găsesc eu până atunci. Da. Cum curg pădure eu prin tine. Eu am găsit. Cum curg pădure eu prin tine. Ori unde vreau să ajung. Dacă și așa mi s-a dat microfonul, măcar să nu să ajung unde am gândit. Că i-aș spune Brândușei. La un moment dat, tot unul dintre prezentatori spunea că iată ne putem extrage din vacarmul lumii. Și iată că putem supraviețui. Apoi s-a pomenit despre o anumită tristețe a poetului. Într-o poezie am găsit cum că oamenii mari au dezamăgit-o. Sau ceva de felul ăsta. Așa-i? Da. Ei. Și da, o încheie acea poezie prin m-am înșelat. Ah. E o problemă. Ce aș voi să o rog pe Brândușa, fiindcă are o simțire foarte puternică, este să extindă area iubirii, fiindcă iubește înseamnă foarte mult. Înseamnă atât de mult să iubești, încât să nu te extragi. Atât de mult să iubești, încât să-ți pui arta și când va fi să fie notorietatea, dea Domnul să existe, să vină notorietatea, să ți le pui în slujba luptei.
fiindcă cred că te afli și aici se află aici la masă și în sală sunt o seamă de oameni care ar putea să răspundă prezent când ar fi întrebați, cum întreba Blahuță, unde sunt visătorii. Ei, el sau cine întreba așa, să nu o zic, să nu o dau greșit. Blahuță avea poezia asta? Nu e Blahuță, nu e Elie, Blahuță. Bun. Ei, unde ni sunt visătorii? Și în această formidabilă trecere în revista unei stări și cu foarte multă vână scrisă, el se întreba, Blahuță, acești visători, adică cel puțin nădăjduia, să se încheie era visătorilor care sunt veșteciți înainte de luptă. Proiect început de doamne pentru doamne, de toate categoriile, toate vârstele, sperăm să colaborăm în continuare și să avem cât mai multe proiecte împreună. Mulțumesc frumos! Pentru cine l-a auzit, domnul Radu Vrecea a promis că vă face grafica la al doilea volum de proză. De ce? Acum? Bună ziua! De două zile îmi promit că fug. Și ca să țină Marius discursul, pentru că el e mai așa, e mai bărbat și nu are emoții. Da, întotdeauna în viață am fost ghidată de un motto drag mie și am să vi-l spun. Plutește drept înainte și dacă pământul pe care îl cauți nu există, să știi că Dumnezeu îl va crea într-adins pentru a-ți răsplăti îndrăzneala. Așa spunea regina Izabela către Cristofor Columb. Eu am avut această îndrăzneală și Dumnezeu m-a răsplătit. Mi-a dat iubește. Am început cu scurtmetraje pe hârtie, am continuat cu Ana Manole Castele de Nisip și am rămas la iubește. Am început cu poezii scurte pentru că mă temeam să dezvolt și într-o noapte am așternut foarte ușor pe hârtie acest poem manifest în opinia mea, iubește. Așa cum spunea Nichita Stănescu, suntem ceea ce iubim. Eu aș completa și aș spune că suntem ceea ce alegem să iubim, suntem ceea ce simțim iubind. Dacă iubesc firul ierbii, atunci sunt fir al ierbii. Dacă iubesc un prunc, atunci sunt parte din acel prunc. Dacă iubesc un pom, cum iubea mai trei, atunci sunt acel pom. Dacă iubesc cer, lună, stele, soare, sunt parte din toate acestea. Important este să iubim, să iubim frumos, să iubim curat, pur, să lăsăm la o parte orgolii și ambiții personale și să ne canalizăm energia spre ceea ce are sens și este nobil în viață. Faptul că dumneavoastră sunteți astăzi atât de mulți aici, alături de mine și de organizatorii acestei lansări, îmi demonstrează încă o dată că iubiți, că ne iubim între noi, că eu și organizatorii vă iubim la rândul nostru. Îmi doresc să citiți cu plăcere poemul, cartea mea de poezii, să vă regăsiți în stările care le-am așternut acolo, să vă plimbați prin lună, prin stele, prin soare, pe unde m-am plimbat și eu. Și să reveniți înapoi așa cum doriți dumneavoastră. Dedic cu mult dor și drag și cu regret că nu i-am astăzi aici acest volum părinților mei, Vasile și Laurenția Ulici, ascultând
Astăzi mi-a făcut mare plăcere să văd că lumea își amintește de acești doi oameni minunați, doi oameni care cred că au construit ceva bun. Din păcate, nu mai sunt astăzi lângă noi. Sunt suflete dragi mie care mi-au încălzit și ocrotit copilăria. I-am avut, din nefericire, o perioadă destul de scurtă alături. Și eu și fratele meu, Flavius, care este aici în sală și trebuie să-i spun la mulți ani, pentru că astăzi este ziua lui, nu pot să... nu pot să nu-mi felicit. Cred că nu este întâmplătoare această lansare. De asemenea, dedic cartea lui Marius Gabor, omul care m-a susținut de la bun început, care m-a încurajat, care m-a corectat, care m-a certat. Nu trebuia să spun asta. Îi dau din casă. Omul care mi-a oferit această copertă minunată, pe care eu o ador, și omul care a muncit foarte mult la editura Teba. Îți mulțumesc mult, Marius. Și sper în multe alte proiecte în continuare. Cu toate că unul spun că ba da, ba nu. Așa e în viață. Mulțumesc invitațiilor mei, Gabriel Cărăbuș, managerul Bibliotecii Bucovinei Ghezbera. Mulțumesc lui Alexandru Ovidiu Vintilă, redactorul șef a revistei Bucovina Literară. Mulțumesc din suflet. Mulțumesc profesorului și prietenului meu, Constantin Moldovan, care de fiecare dată știe el să vă scoată așa din anumite stări, autor de versuri și primar al Comunei Mănăstirea Humorului, om ce păstorește pleșa mea, acolo unde merg eu cu plăcere. Mulțumesc lui George Checheriță, profesor de litere la Colegiul Alexandru cel Bun și mulțumesc că am onoarea să cunosc așa un om. Cred că Dumnezeu în ultimul timp mi-a scos mai oameni valoroși în cale. Și îți mulțumesc ție, Adriana Dascăl-Bulina, pentru că nu mai spun că ai ales. Cred că nu mai alegi. Cred că tu vii de acum în permanență, cu sufletul ești și te simt în permanență aproape de mine și îți mulțumesc pentru tot ce faci. Mulțumesc colegilor mei din cadrul campaniei Cultura Unește Bucovina, precum și sponsorilor care au făcut posibilă această acțiune. Aici aduc mulțumire asociațiilor SEVA, Multicare Suceava, SAVE, Contraste Suceava. Mulțumesc Clubului Femeilor Active din Gura Humorului și mulțumesc că m-au primit în rândurile lor și că mă fac să mă simt acasă. Și sunt sigură că vom demara multe proiecte frumoase. Eu îi asigur doamnele de tot sprijinul și suportul meu, de toate ideile și sperăm să facem lucruri minunate împreună. Mulțumesc SC Elite Tour, mulțumesc Cozona Bujor, Oana și Bogdan Nența, mulțumesc colegilor mei din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului pentru că astăzi, fiind vineri și fiind început de weekend, au venit aici alături de mine și contează foarte mult pentru mine lucrul acesta. Sunt oameni dragi mie, dragi sufletului meu, oameni alături de care am crescut, pot să spun, și care în permanență i-am simțit în inima și în sufletul meu. Vă mulțumesc din suflet! Mulțumesc serviciului echipe mobile, serviciu pe care îl păstorez de 4 ani, serviciu care în primii 2 ani nu înțelegeau ce vreau de la ei și cu care în următorii 2 ani am ajuns să fim foarte buni prieteni și să facem lucruri minunate. Vă mulțumesc, oameni buni! Mulțumesc domnului primar Ursaciu, care a plecat. Mulțumesc din suflet că și-a alocat din timpul domniei sale și a fost astăzi alături de mine. Mulțumesc partenerilor, media,
Intermedia TV, Nest TV Channel, TV Plus Suceava, Radio AS, Monitorul de Suceava, Obiectiv de Suceava și Crainou. Mulțumesc gazdei noastre, Hotel Toaca Bellevue, un loc mirific și primitor, unde eu vin cu mare plăcere și mulțumesc și lui Petrică Negra, nu știu dacă este aici, și staff-ului de aici, care a făcut eforturi să ajungem și să ne bucurăm de acest eveniment. Vă mulțumesc dumneavoastră, tuturor celor care sunteți astăzi aici, tuturor celor care ați vorbit și ați vorbit atât de frumos și, nu știu, mi-ați dat așa un curaj nebun. Voi fi eu puțin nebună, da? Parcă mi-ați mai dat puțină nebunie, așa? Vă mulțumesc din suflet. Vă doresc să aveți parte de sărbători pascale, în pace și reculegere. Vă mulțumesc! Și am să vă invit să serviți un pahar de vin, de ce nu? Okay. Nicolae? Parcă. Da? Mulțumesc tare! Manuela? Eu sunt un tip care a făcut foarte mult.